Senatorul PDL Gheorghe Flutur a făcut câteva declarații legate de turismul din județul Suceava. În opinia democrat-liberalului sucevean, guvernul trebuie să creeze un program special pentru turism. Flutur a menționat că Bucovina trebuie să devină un pol de dezvoltare turistică. Eu cred că guvernul, în negocierile cu Bruxelles, trebuie să creeze un program special pentru turism. Așa cum am creat pol de creștere economică. Țineți minte, pol de creștere și au primit unele municipii, unele capitale de județe sau orașe mai mari, sume importante de bani printr-un program operațional. Cred că trebuie pol de dezvoltare turistică să devină Bucovina și un program special pentru pol de dezvoltare turistică. Infrastructura turistică trebuie asigurată. Și când mă refer la infrastructură, mă refer la domeniul schiabil, care să facă parte ca prioritate din această dezvoltare. Dumneavoastră nu vedeți că durata de ședere a unui turist aici, în județul nostru, este foarte scurtă? De ce? Pentru că nu e diversificată oferta. Senatorul Gheorghe Flutur a făcut mai multe interpelări pe teme legate de turismul bucovinean. Democrat-liberalul sucevean a precizat că trebuie realizate proiecte pentru a promova satele din județ, gastronomia bucovineană și serviciile din turism, adică tot ce poate găsi un turist în Bucovina. Am făcut și interpelări, să știți, și pe aceste teme, inclusiv pe rutele culturale, pentru că una dintre ele, care e discutată cu cei de la Bruxelles, este cea legată de bisericile și mănăstirile din nordul Bucovinei, deci trebuie să facă parte din aceste programe pe turist și nu le-am văzut, pentru că noi, dacă vorbim de o rută, noi vorbim aici punerea în mișcare a unor trasee, amintiți-vă pelerinajul, gastronomia, obligatoriu, dacă vorbim de zone bio, le caută cu lumânarea, dar dacă nu îi organizează să se adreseze unei asociații de turism, cum promovez individual turismul bio? Am avut în discuție și cred că trebuie prinse aceste proiecte de sate-muzeu, cum este Ciocăneștiu. Pot fi și altele din județul Suceava, îmi vin în minte câteva, cum e Bilca, cu arhitectură fantastică. Dar dacă dorim un pol de dezvoltare turistică, aceste lucruri trebuie să fie eligibile.